Bună ziua, dragi participanți, la ediția online a Târgului de Carte cu tradiție de 18 sau 19 ani, Libris Brașov, care acum se numește LibFest. Avem, ca de fiecare dată, plăcerea să venim în fața dumneavoastră cu cărți noi, chiar dacă a fost o perioadă în care ne-am întrebat de foarte multe ori ce căutăm noi în viața noastră. Și cumva am redus toate activitățile la o formă de ficțiune care se vede doar din ecran. Știți cu toții cum s-au întâmplat toate lucrurile, inclusiv orele, educația, învățământul și multe altele. Dar cu toate astea, se pare că poate, eu știu, provocați de această izolare, cred că scriitorii au produs din ce în ce mai multe cărți. Mă rog, nu suntem noi în măsură să vorbim despre efectele izolării. Probabil vor apărea studii sociale interesante, importante, de obicei post-factum. Noi ar trebui să ne bucurăm că ne putem vedea măcar și în această formulă și îi salut pe cei doi invitați, doamna Tincuța Horonceanu Bernevic și domnul Marius Manta. Le mulțumesc pentru participare la această ediție online. Da, eu cumva așa un pic stingher, parcă așa că nu ne vedem publicul, nu știm cine ne vede, cine o să ne aprobe, cine o să ne fluiere, dar noi o să încercăm să vă prezentăm totuși câte ceva din... Așa, sigur, v-aș arăta întâi câteva din cărțile de poezie apărute în ultimele luni. Nu le mai numesc pe fiecare pentru că o să ne ia mai mult timp și n-am vrea să vă ținem așa foarte mult în șah până începem prezentarea cărții de la această ediție. Poate la un moment dat o să vorbim și despre astea, dacă nu la târgul ăsta, în alte ocazii. Bun, și acum ne oprim la cartea doamnei Tincuța Horonceanu Bernevic. Așa. Pasărea din ochiul meu stâng. Acum, sigur că probabil pentru cei care n-au mai avut ocazia să o cunoască pe autoare, ar fi bine să ne spună câteva cuvinte așa despre, eu știu cum să-i spun, descendența sau ascendența poetică, câteva repere biobibliografice, după care trecem la analiza cărții. Da, am început să scriu de foarte tânără, din școala primară. Am cochetat cu poezie, am avut parte de profesorii de română foarte buni, care ne-au îndrumat și ne-au călăuzit pași, așa, pe la cercuri literare, pe la cenaclu. Eram nelipsiți de la ședințele de cenaclu. Și mai târziu, mult mai târziu, după 30 de ani, am debutat și în volum, un volum de poezie la Bacău. Au urmat cărți și de proză scurtă, și roman, și literatură pentru copii. Am cochetat cu toate genurile literare. Trebuie să recunosc că literatura pentru copii, poezia pentru copii, îmi face o plăcere deosebită și acolo mă simt cel mai în largul meu. Mulțumim. Cred că e suficient deocamdată. Cei care se vor lăsa convinși de recenta dumneavoastră apariție, cred că vor căuta și vor afla mai multe detalii. Așa. Domnule Marius Manta, dumneavoastră cunoașteți mai de aproape creația doamnei Bernevic. Hai să încercăm întâi eu știu, o așezare în operă a acestei cărți, acestei recente apariții. Și mai apoi Sigur. să o deschidem și să începem să vorbim despre ea. Cu mare drag. Mai întâi de toate, să știți că mica mea intervenție n-aș supraintitula-o și nu aș echivala-o neapărat cu o analiză literară extrem de complexă, pentru că nici nu îmi doresc lucrul acesta. Mai degrabă aș spune că vin în fața dumneavoastră cu câteva impresii de lectură, încărcate, cum altfel, de o notă de subiectivitate, fără doar și poate.
O cunosc pe doamna Tincuța Horonceanu Bernevic de ceva timp și am apreciat-o dintotdeauna pentru aceleași calități pe care le-am întrezărit încă de la prima lectură a volumului de față. Calități pe care, cum să nu, implicit le voi numi și odată cu acele câteva repere pe care probabil o să le analizăm mai. O să le analizăm punctual. Așa cum zicea și autoarea, să știți că discutăm despre o anume delicatețe, discutăm despre o anume sensibilitate. Nu degeaba declara mai înainte că se simte cu adevărat în largul domniei sale în ceea ce privește literatura pentru copii. De mult timp o am sub lupă, cum se spune, o am în vedere. Și pe mine, obișnuit fiind cu Tincuța Horonceanu Bernevic, probabil mult mai prezentă în universul acela al cărților pentru copii, a cărților pentru copii, apariția păsării din ochiul meu stâng a fost o surpriză foarte, foarte frumoasă, pentru că cumva de ce nu, eu cred că chiar mi-a adus aminte de un celebru gând al lui Cioran, care spunea că o carte adevărată trebuie să provoace o rană. Și pe undeva aș spune că mi-a fost destul de greu să citesc cartea aceasta cu ochiul specialistului. Știți, mi-am lăsat haina aceea de om îndrăgostit profesionist de literatură. Și mi-am adus aminte de câteva lucruri, și anume că literatura bună îți invadează intimitatea, chiar ție, nu ca cititor în postura aceasta. Bună, îți invadează intimitatea și pe cale de consecință ți răscolește amintirile. Sigur că una peste alta, textele în general, cele bune, e și cazul nostru, încep să te poarte așa. Aș zice că încep să te poarte în lungul unor spații pe care sigur că le bănuiai undeva în proximitatea ta, însă care poate că le-ai pierdut în trecut undeva, în nebuloasa asta a trecutului. Dar textul rămâne pe mai departe cale de cunoaștere. Și poezia Tincuței, sigur că rămâne în această categorie a poemelor cu adevărat importante. Eu, prima dată, să fiu sincer, chiar e o chestiune acum ușor neserioasă. M-am bucurat că volumul este mai puțin impozant cantitativ, pentru că știm cu toții că de cele mai multe ori o carte de factura aceasta se, cum să spun eu, se consumă rapid pentru că într-adevăr are ce oferi, pentru că flama aceea, uite, brusc mă gândesc la Leonard Cohen, pentru că flama aceea, sigur că cu funcțiile ei catartice, te consumă și, sigur, așa cum ziceam, te invită pe calea asta a cunoașterii. Eu nu știu dacă poezia Tincuței este neapărat un monolog. Sigur, poezia e confesivă prin excelență, dar cred că această, cum să o numesc, această punere în scenă a propriilor putințe, neputințe, de fapt construiește un cadru în care undeva, cândva ne-am regăsit cu toții. Bun, acum, iarăși îmi permiteți un gând pe care l-am avut adesea, citind volumul acesta, mi-am adus aminte și mi-am confirmat ideea că prezența Tincuței e precum prezența unei pianiste, care chiar are o delicatețe și pentru un ochi neatent o fragilitate chiar, dar care, de fapt, își duce rolul până la capăt,
are vocația aceasta a lucrului construit, care e foarte trainic, care rezistă. Poate ceea ce spun, eu știu, să pară abstract pe deasupra, însă dacă veți răspunde pozitiv acestei invitații la lectură, vă veți convinge că toate cuvintele acestea nu sunt nici pe departe gratuite. E până la urmă un arhitext volumul în discuție. Se simte că Tincuța Horonceanu Bernevic e un autor contemporan care prețuiește, citește mult, care își prețuiește contemporaneitatea asta, vreau care să spun, care citește mult, așa încât poate să pară cumva anacronic faptul că acest arhitect coboară cumva de sub rigorile clasicului, de sub rigorile unui neoclasic, și abia ulterior primește date diferite, contururi diferite. Eu știu, dezvoltă, de ce nu, graiuri poetice, sau mai degrabă, cred că e mai corect așa, amintește de graiuri poetice care aduc la oaltă, tocmesc fețele aceluiași tip de simțire. Mai apoi aș spune, și asta din start ar fi trebuit poate să o zic, împreună sunt și poemele unei conștiințe marcate de o religiozitate profundă, chiar dacă prea plinul acesta liric pe care ni-l oferă potențează de multe ori peisaje nordice mai degrabă, apoi trecem către toposuri afective, unde avem mai multe nuanțe de lumină. Poate și asta e important de spus, pentru că, sigur, e o poezie interesată de lumină, cum altfel ziceam, de cunoaștere la început, dar e o poezie și sunt tonuri literare care, mă rog, sub bucuria aceasta a imaginilor vizuale te transportă prin, din punct de vedere cromatic, de ce nu, prin toată bucuria asta a luminii, cu toată simbolistica pe care o dezvoltă. E o poezie translucidă, e o poezie străvezie, nu în sensul rău al cuvântului. E ceva ce ține de diafan. Apoi, textele sunt legate. Deci, dacă vorbeam de un arhitect, dacă vorbeam de un construct, da, avem de-a face cu un poem mare, de fapt. Nu sunt texte disparate, sunt texte care dezvoltă povestea împreună. Pentru că asta suntem, cel puțin noi cei îndrăgostiți de carte, credem întotdeauna că ocupăm bine funcția asta de homo narator și la început se află mereu povestea. Eu am și scris despre carte și sigur pentru cam fiecare din afirmațiile pe care le rostesc aici am găsit necesar să dublez cu fragmente din volum. N-am să vă plictisesc acum neapărat până caut toate aceste fișe. Dar ar fi grozav dacă ați exemplifica prin citirea unui poem ceea ce ați sigur, spus. Sigur. Pentru că ne anunțasem la un moment dat să mai citim. Absolut. Eu aș vrea să citesc unul și poate că și doamna Tincuța vrea să ne citească un fragment. Haideți, citiți dumneavoastră atunci. Bun, și eu voi interveni ulterior. Vă rog. Mă iertați că v-am întrerupt. Sigur, aș putea începe cu prima zi, dar las cititorilor surpriza începutului. Eu v-aș citi direct din a cincea zi și o să vedeți, da, trebuie să schimb bicicleta cu una mai de drum de țară. Așa, a cincea zi. Dacă aș fi însărcinată,
aș vrea să am gemeni. Mi-aș face multe rochii verzi din frunze de sfeclă fragedă și m-aș plimba pe înserat peste poduri, peste podețe, numai prin preajma apelor curgătoare. Aș vrea să am copii cu voce foarte frumoasă. Burta mea ar crește în fiecare noapte, ca o lună plină, pentru că acolo aș pune pentru copiii mei în fiecare zi o poveste. Aș aduna lucruri care pot fi împachetate și aș umple interiorul burții cu lucruri moi de catifea, plăcute la atingere, cu mingi de pluș. Copiii s-ar juca și ar fi fericiți. Nici n-ar ști când au trecut cele 9 luni și ar trebui să plece singuri în lume. Dacă aș fi însărcinată, aș învăța să torc. Aș ruga o mătușă pricepută să-mi descânte degetele ca să pot struni firul catifelat și tăios ca o sabie. Aș face geme mari de lână albă ca zăpada cu care aș umple podul. Când lumea s-ar întreba mirată ce fac eu cu atâta lână toarsă, aș începe să-mi plătesc cuverturi uriașe cu care aș acoperi iarna casele să le pot feri de îngheț și să poată dormi somnoroase sub acoperișurile de lână ca niște oameni ai străzii, cărora le-a întins cineva o mână de ajutor. Și atunci aș fi foarte fericită. Dacă aș fi însărcinată, nu aș ști cine-i tatăl și m-aș preface îngrijorată, în fiecare noapte m-aș gândi la un alt bărbat. Timp de 9 luni aș trece în revistă sute de bărbați, cărora le-aș decupa numele din ziarele locale și a spera că într-o zi copiii mei vor ajunge oameni importanți. Dacă aș fi însărcinată, aș bea apă neîncepută pentru a avea copii sănătoși. M-aș ruga mai ales la un sfânt din calendar și aș adormi cu rugăciunea în gând seară de seară ca o femeie cucernică. Gândindu-mă la cerul senin, aș desena numai copii albaștri pe zidurile casei cu cerneală pelican. Și mama s-ar supăra pe mine și m-ar trimite la muncă. Apoi mi-aș șterge degetele de șorțul curat cu miros de detergent, iar vecinele s-ar întreba invidioase, de ce îl port dacă tot nu stau prin bucătărie? Când aș păși de sculță prin iarbă, aș vedea mulți copii verzi cum își dau mâna și dansează o horă, printre florile de ochiul boului ca niște mici arătări pe care numai la beție le poți vedea. Aș întârzia de fiecare dată pentru că aș păși cu atenție să nu-i strivesc, să nu le stric hora și cheful de joacă, pentru că niciodată nu știi când vine bătrânețea și nu mai ai timp de nimic. Desigur că iarna aș face mulți copilași de zăpadă pe care i-aș pune pe prispa casei și aș fi fericită ca ei să mă strige, mămică, ne îngheață picioarele. Eu n-aș ști cum să-i încălzesc, fără să le topesc trupurile albe, rahitice, așa încât aș privi crivățul, cum le zmulge mânuțele albe și împrăștie întroiene, în timp ce eu aș intra în casă, chinuită de durerile facerii. Mie mi se pare un poem extraordinar și toate sunt așa, dar l-am ales pe acesta pentru că este... Cum să zic eu, este în primul rând că crește ca un bulgăre de zăpadă, așa cum cresc, mă rog, și ajunge copiii de zăpadă puși la un moment dat pe prispă, așa să-i spulbere crivățul în lumea largă. Mi se pare un poem grozav, mă rog, putem să fabulăm și să spunem că e un poem cu foarte multe valențe, de-aia uneori poate e bine doar să citim poemul și să-l lăsăm să rodească el în sufletul ascultătorilor. Așa, o să vă rog să citiți și dumneavoastră un poem, pentru că am impresia că ne apropiem de timpul alocat lansării, n-ar trebui să depășim 30 de minute. Sigur, îndrăznesc să schimb puțin registru, dar rămân în aceeași linie ascendentă de care vorbeați. Și cumva a șaptea zi mi s-a părut mie o încercare de redefinire a condiției poetului pe linie macedonschiană, nu știu, eu așa am citit-o cel puțin, a șaptea zi. Poetele erau delfini jucăuși, înnotau un ocean peste crestele albe, dimineața, înainte de răsărit,
scoteau sunete ascuțite cu care spintecau valurile de spumă ca pe niște dantele. Poetele erau în general niște delfini foarte prietenoși, se apropiau însă de țărm cu mare discreție, acolo pândea de fiecare dată primejdia. Pe nisipul galben ieșuau adesea cele mai îndrăznețe și atunci își jurau, fetelor, să înotăm mereu în larg, avem nevoie de spații mari pentru toate cuvintele pe care le ducem cu noi. Apa le aluneca peste trupurile smălțuite și alinta pădurile lăsate în urmă și munții înalți care înconjurau plaje aurii. Delfinii nu stăteau toată ziua. În momentele de odihnă, cuvintele deveneau vâscoase și ar fi tras în adâncuri de nu ar fi notat în fiecare minut mai departe. În oceanul albastru, delfinii păreau coloane de apă care trec unele prin altele în graba lor spre larg. De câte ori răsărea soarele, se vedeau doar pete de lumină pe întinderea albastră. Delfinii duceau poezia în adâncuri, le era teamă că ar putea eșua în nisipul arid. Poetele erau delfini jucăuși, orice atingere era făcută în joacă și liniștea albă la început și gravă devenise o joacă decupată în culori de verde și albastru. Poetele calculau cu precizie furtuna și valurile și puterea lor de speranță și trimiteau la țărm bucățele mici de fericire, numai pentru copiii care stăteau la plajă și le salutau cu mânuțele lor grăsuțe și încă albe. Ei pescuiau din apa limpede fericirea ca pe o bucată de scoică sidefată și strigau părinții, mamă, tată, uite ce mi-a adus delfinul acela jucăuș, o bucățică de fericire, o voi învăța pe de rost și mă voi lăuda cu ea la școală. Îndrăgostiții le salutau cu chiote de bucurie. Cei mai fericiți erau cei salvați de la nec, aceștia se înclineau cu respect când treceau delfinii și aveau o altă părere despre dragoste. Oceanul devenise în acest fel casa poetelor delfin, care își dormeau somnul în cuvinte de apă și își trăiau dragostea în îmbrățișări de apă și aveau o liniște interioară care putea stinge orice sete a oricui. Ca apa. Da. Același gând de poem prețios, dar nu gratuit. Sunt absolut sigur că v-am demonstrat prin cele două texte că Tincuța Bernevic trăiește în mod real, în mod autentic poezia. Și chiar scrie poezie, da. Și scrie poezie și o să vedeți, sigur, dacă, repet și eu, mergeți cumva cu volumul acesta înapoi a drumului dumneavoastră, că da. Tincuța Bernevic vă învață că zborul poate fi moarte pentru cei nepregătiți. De asta funcția poeziei poate e și aceea de cunoaștere. Vă mulțumesc foarte mult. Câteva cuvinte, din păcate, sau mă rog, câteva minute îi acordăm și autoarei. Dacă vrea să ne citească un fragment, dar mult mai scurt, pentru că deja ne apropiem de cele 30 de minute și rugămintea e să nu le depășim. Da, voi citi Raiul. Da. Era un punct la început, apoi s-a făcut ceva mai mare, cam cât un bănuț. Pe acolo venea pacea, curgea seninul. Și noi stăteam cu ochii ațintiți în sus să nu ratăm momentul. Nu m-am gândit că cerul poate avea o gaură, nouă ni se părea negru și înfricoșător. Dar prin gaura aceea, cât un bănuț, se vedea o dâră de lumină ca un pai de grâu uitat într-o miriște. Dacă trăgeai cu ochiul, vedeai că seninul e nesfârșit și ar putea ajunge la toată lumea dacă Dumnezeu s-ar hotărî într-o zi să ni-l împartă nouă. Dar cum n-avea motive să o facă, seninul rămânea la locul lui moale și întins ca un văl de mătase fină, acoperind norii și pe el călcau desculți sfinții, îngrijorați și iubitori, cât e ziua de lungă. Stăteam cu ochii ațintiți în sus degeaba. Eram o gloată de necredincioși care sperau să le stea inima în loc și să fie absorbiți prin gaura cât un bănuț fără prea multă bătaie de cap. Așa visam. Nu tu judecată de apoi, nu tu întrebări indiscrete,
Viseam numai cum fac hopa și ajung în rai, în timp ce alții ar rămâne cu buzele umflate și ar crăpa de ciudă când au luat-o înaintea mea. Visam cu ochii deschiși, iar visul meu se lăbărța peste pleoape ca o caracatiță hidoasă și îmi acoperea vederea, așa încât abia am putut să zăresc mâna unui sfânt cum se strecoară din senin și pune un plasture peste gaura cât un bănuț. Splendid! Vă mulțumesc, doamnă Tincuța Horonceanu Pernevic. Mulțumesc, domnule Marius Manta. Sperăm să avem ocazia cât de curând să ne vedem și față către față. Așteptăm să vină vara, căldura și poate să dispară toate motivele pentru care suntem izolați și trebuie să ne vedem ca la televizor. Mulțumim organizatorilor. Vă invităm să căutați cartea pe site-ul Libris, așa de unde o puteți achiziționa în toată perioada târgului. Și sperăm că ceea ce v-am spus noi aici n-a fost o reclamă, ci chiar o demonstrație a unei poezii de forță. Succes Mulțumesc tuturor, zile frumoase și să ne vedem în continuare cu bine. Mulțumim!